foaie verde de trifoi, să duc frații la război. Frunză verde ca în alba îl duce și pe tata. Frunză verde de trifoi, ne mai vin acasă doi. Frunză verde de mohor. Situat în bazinul râului Târnava Mică, la nici 5 km de municipiul Blaj, se află satul Pănade. Localitatea este atestată documentar încă de la sfârșitul secolului al XII-lea, iar oamenii locului au participat activ la evenimentele care au marcat istoria noastră a românilor. Indiferent dacă a fost vorba de cele două războaie mondiale sau de înfăptuirea Marii Uniri de la 1918. Cântecele și baladele care vorbesc despre aceste lucruri, precum și despre istoria pănăzenilor, încă mai pot fi auzite pe la bătrânii satului. Satul s-a transformat, însă au mai rămas locuri și lucruri care amintesc de vechiul Pănade. Mai de mult, casele erau construite din pământ amestecat cu paie, fiind lipsite de fundație, iar acoperișul era din paie sau din trestie. Casa nu avea mai mult de două încăperi. Ferestrele erau mici, camerele întunecoase, iar ușile erau din lemn și nu aveau geamuri. Fațada era foarte simplă, fără ornamentație, casa fiind văruită atât în interior cât și în exterior, cu o culoare albastră, numită Nieruie sau Mândră Mărie. În satul acesta s-a născut și a crescut cărturarul Timotei Cipariu, personalitate reprezentativă a culturii românești. Tot de aici este și poetul și diplomatul Ion Brad, care în anul 2011 a înființat alături de frații săi Asociația Culturală Frații Brad, cu scopul de a păstra și valorifica tradițiile culturale din Pănade. Principala ocupație a populației din Pănade a fost și este agricultura. Dacă bărbații se ocupau mai mult de muncile câmpului și îngrijirea animalelor, principala grijă a femeilor era de a ține gospodăria și de a crește copiii. Hainele, lepedeele, prosoapele, toate acestea erau făcute în casă la războiul de țesut. Torsul și țesutul se făceau numai de către femei, de regulă în zilele și în serile lungi de iarnă, și presupuneau un efort considerabil, multă îndemânare și multă pricepere. Începând cu secolul 20, pănăzenii au adoptat un alt port popular de influență sibiană, în care predomină culoarea neagră pe fond alb. Însă nu acesta era portul tradițional țărănesc din Pănade. Puțini sunt cei care își mai amintesc coloritul viu și ținuta sobră al acestuia. Din păcate, frumusețea portului tradițional din Pănade a rămas doar o amintire fragilă în memoria bătrânilor satului. Doamne ajută! Doamne ajută, dragile mele, ați ajuns sănătos! Hai, luați domnesc! Bine, sănătate, să trăim cu totele! Hai, poftiți! Așa cum am mai discutat, cum am mai voroghit noi pe la poartă să facem un costum de la vechi, știți voi, de care au purtat nu părinții noștri, nici bunicii noștri, străbunicii noștri. Lala, ci că văd că ți-a adus furcă. Mi-am adus și furcă lână. Și lână, care din materialul ăsta se făcea mai pe timpuri la bătrâni, la bătrâne, se făcea pantaloni, se făcea cioreși, din pânză se făcea chimeși. Noi asta o făceam și la saci, și la lepedeie, și la tot felul, construiem din lână. Ia, dar să-mi spui dumneata acum, de unde ai furca aia? Că văd că furca asta o am de la faină. Furca asta o am de la nănașul meu. De mai bine de 100 de ani, pănăzenii îmbracă portul popular de influență sibiană, în care predomină culoarea neagră pe fond alb. Însă nu acesta este portul popular tradițional din Pănade. Până la începutul secolului 20, cămășile femeilor erau lungi și aveau modele cusute în culori vii, roșu, vânăt, galben sau violet. Pe fondul alb al cămeșii de bumbac, modelele ocupau spații înguste sub forma unor benzi, șiruri dispuse la guler, la umăr, la pumnaș și la piept. Peste cămașa cu poale prinsă de ea erau purtate cătrințele învărgate, viu colorate, țesute și alese în război.
Costumul acesta era completat de pieptare și de cojoace albe, înflorate, care astăzi sunt foarte greu de găsit în casele oamenilor din Pănade. Dragile mele, cum să vă fac săgile așa mai strânsă, mai slăboasă? Cum vi se par? Păi, de fapt, mai strânsă, mai strânsă ca să nu se încălcească. Să nu se încălcească. Le fac prea mari. Nu le fac mari, dar pe doar dacă îți mari de ghea, nu vă fac așa de multe. E, suveicuța nu e așa mare. A, nu-i mare suveică. Nu intră suveică. Eu v-am spus că o să facem costumul ăsta, să facem portul nostru popular mai de demult, de cum au fost oamenii noștri, bunicii noștri. Eu ia asta, dragile mele, am găsit-o la mama Ioana Luvișcu. Dacă vă mai aduceți aminte de străbunica mea, mama Ioana Luvișcu. Dar ia uitați-vă ce cusătură au avut. Și la gulerul ăsta mai știți să costă-ți cusătura de la Niljoc? Păi dacă uită-te, mătușă, știm, că dumneata mai lucri costume populare. Asta era... Sigur că știm. Era întresuri. Și asta... Și asta. Piștemuche. Piștemuche? Da. Și la mânecă aici cum se făcea? Nu, mătușa, aștept. Trăsătură. Trăsături se făcea. Tot cu sătură în trăsuri. Da. Știți să le faceți, și ai? Mă bazez pe dumneavoastră că am încredere. Știm, dar ia uitați, dragile mele, eu am găsit-o. Și cusută cu purecelul. Da? Cusută cu purecelul, uite aici. Și eu am găsit mai multe crătințe, nanăcică. Ia uită-te, dumneitale. Pui, mătușa, ce crătințe am găsit. Păi așa, stai bătrânească, asta se făcea cu sârmă mai multă, să, no, era pe vremea aia, uite, cu sârmă mai multă și aici se făcea cu diferite culori de ocosea la coacu. Cu mâna să cosea, nu era tăsută în război? Nu. Dar până la cică șurile astea aici cu ce erau făcute? Șurile astea cu speteaza. Cu speteaza? Da. Dar mătușă, dumneata, asta ce zici? Da, păi eu asta zic să facem, că e mai la șurță, să cade la șurță, mai faină. Nu, care vreți, voi să o faceți, dar... E mai arătător, e mai... Dar până mătușa asta are multă cusătură de mână și apoi astea cum sunt alesăturile astea? Spune și mie, că eu n-am prins vremurile astea cu alesătura. Asta e cu speteaza, asta e îndește, facem... Și-a făcut să numește, nu, mătușa, alesătura aia, că văd că... Îndește. E, dar pe modelul ăla n-are o formă, cumva, cum se numește. Ba da, 5-6 călcate, 5-6 ridicate, facem o troște așa pe mână și le scotim și băgăm tot așa. Scărița. Cu mâna, cu scărița, cu... Și apă șurca sau mai știți sau o năvădiți? O știu. Ia zi-o, țurca asta, în câte ițe ai, mătușă? În 4 ițe. Și alesăturile alea cum le faci? Aștia tot în 4 ițe, dar o vrâstă o bag cu 2 iepe și o vrâstă cu 2 iepe. Mă mătușă, tot în nădejdea la dumneitale, că împreună cu toate, că dumneata știi să năvădești, și împreună cu toate să arătăm noi la lume ce port a fost mai de mult și cât de frumoasă. Ia uitați-vă, mai poartă cineva acum șurță de-aștea și crătință de-aștea? Nu mai face. Până aveți și-a dumneavoastră frumoasă și șamele frumoase, eu le-am de la socra mea, ia uitați-vă, nu știu exact, i-l-o făcut mama sa lui bunica când s-o măritat. Păi le ai de la socra ta și dumneei poate le are de la socra uite ei și de la bunica ei. Nu i-o spus, dar i-l-o da cu drag să le port, sigur. Că dumneei în bătrână, fetele dumneei nu vrea să le mai porte și i-l-o da să le port eu. Și chimașa, nu știu să știu să vă spui de unde, am găsit-o în ladă tot la muma. Chimașa asta e făcută din fuior și din bumbac. Băgai mestecat, o suveică așa, o suveică așa. Și făceai mestecată pânza la chimașă. Și apoi mai de mult, de unde vă cumpărați ațele? Păi de unde găseam? Făceam din cânepă. Și apoi ce mai făceați din cânepă? Făceam fuior, făceam câlț. Din fuior, când trăgeam pe heșele, ne vine câlță aia mare. Aia mai fin. După aia ne vine ăia mai urât. Și din tăia urât făceam prosoape, făceam lepedeie. Străzi și lepedeie și străjase. Și ce... Deci din fuior se punea urzal în loc de bumbac. Da. La lepedeie și la ce făceam din... Puneam fuior, urzăm fuior. În loc de bumbac puneam fuiorul. Și urzăm fuior și bătem cu ăștia alte, care nu era fin ca fuiorul. Din grebine era groș, făceam țole, torceam groș și făceam țole. De râză. Aha, deci să răsucea și da, rola. Sigur, răsuceam și făceam țole de râză. Aha. Că n-aveam cu cine coperi ca acum. Că după război au rămas oamenii năcăjiți?
No, mă, tu și-ai zis multe că rămas fără chimașa bărbat. Asta e făcută din patru foi. Da. Și prinsurile astea aici. Scuza, cum le ziceți dumneavoastră? Păi prinsură, prinsură. Nu-i la fiecare chimașă la fel. Asta deci fiecare cusătură avea o, se numea cumva anume. Sigur. Și pumnașă. Pumnașă este piște muche. Piște muche și gulerul? Tot așa. Gulerul-i... Tot așa. Tot piște muche. Ia numătușă, dar cusăturile astea cum se numesc aici? Pave. Așa le, așa le ții. Pava-i asta. Pava-i asta aici și aici o cuptușală, un fel de cuptușală pe umăr. Da. Și aici să, să cose. Jucau și să nu li se rupă când joc așa, au pus cuptușală. Dar eu nu de cuptușală te întreb, eu te întreb de cusătura asta. Păi se coasă, dar și pe umăr și pe lângă pisură. Dar de ce la chimașa asta acum, e altfel? E diferite, păi, modele. Care cum vreau să-și facă? Ui, nu, mătușa aici, câte dichisele. E, așa au iubit. Aia, modelul ăla. Și apă încrețătura asta aici, cum o faceți? Cu acu. Încrețam tot, tricălcam, triluam, tricălcam, triluam, până să strângea la oaltă. Și prinsoarea asta aici, știi să-mi spui cum se numește? Păi sigur. Asta e cu... Nu, la bagâștii oare? La bagâștii. Pe lângă, pe lângă cusături, pe lângă prinsuri, i-aște rupt un puns. Și așa-s prinsurile? Da. Prinsura și pe lângă prinsură ai rupt un punț. Rupt un punț ca deci să... Deci nu-i cusul la mașină, nimic nu, aici. Nu, 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 numai, numai la mână. Numai la mână. Eu cu rupt un punț de aștia n-am văzut când dus. Nu, așa, mătușă dragă, zile ca să aibă sport. Și mătușa acolo care îi? Asta ea de bumbac de la... Și apă numai bumbac când se purta? Păi după război. După război? După război a început de s-a făcut de bumbac. Dar până mătușă, mereu la lucru cu bumbac sau aveau rânduri de haine, rânduri unele de lucru și altele de biserică? De cânepă și se schimba la biserică cu ăștia. Și pantalonii cum zice să-i batem, cu lână sau cu bumbac? Păi cu lână. Ia, uie, că... aici, eu am găsit niște pantaloni și ăștia nu știu de când orice. Ăștia-s cu fuior. Cu fuior da. De la din cânepă. Nu, 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 nu. Cu lână. Urzala-i bumbacul și lână-i bătută. Uite la ea, nici se vede lână. Aha, ba facem cu lână. Dar noi facem cu lână. Deci lână bine-ți-a... mai frumos tu. Cu ce? Cu lână. Păi cu lână, da, că cu lână batem. Lână, adus de lână de facem, că cu lână se lucra mai mult. Noi o să facem acum costumele astea și după aia când îți gata, eu o să vă chem aici așezătoare și o să vă dau un adălmaș. Și atunci o să îmbrăcăm niște tineri cu ele și o să facem o țâr de joc și o țâr de petrecere ca să... Să știți mulțumite pentru ceea ce ați lucrat. Lucru ca lucru, dar adălmașul așteptă. Adălmașul, mătușă, când îți gata costumele... Hai, masă, nu te fac mânioasă. Nu, mă fac, dar ce eu de neam de la care zgârcită, mătușă? Eu nu zgârcită. Dar când am fost eu odată zgârcită? Să nu ne mai cunoscă după aia. Lasă-te de tine. Ba nu, că o să vă laud la toată lumea și o să vă spui. Mătușă, dumneata, ce ți-a adus de lucru? Că văd că stai acolo așa de cuminte. Ui, aici ne-am adus să dapă în bumbacul pentru crătință. Și apă, de pe ce îl dapă? Îl dapă, e letca, e fusul, mosorul de la letcă, acolo e capra, cuiu, îi vârtelnițele și fusele de la vârtelniță. Și dapăm pentru crătință. Dar, mătușă, după ce dapem mosorul ăla, ce faci cu el? Urzim. Și apoi unde? Îl iei așa în mână? Îl iau în mână, îl pui pe letcă și urzim. Pe alergătoare? Pe alergătoare și îl pui în curte. Urzim în curte pe la poli. Sau pe mai ce urzați mai de mult? Păi mai de mult pe gard. Aha, pe gard, dar acum urzând la poni. Tu, mare, lasă-ți lucrul tău din mână și fă ghine, dapă-ne eu țărpirișchitor fusul ăsta. Dar păi tu, am venit că se vă gărițele, acum că nu trebuie la credință. Acum dă-i pașe, lasă, că le gătăm noi de altă dată. Acum tu fă ce zic eu. Nu să nu încuși cumva șirele, că după nu mai putem lua jureghia jos. Măicuță, măicuța mea, mă. Măicuță, măicuța mea, măi. Rău mă doare inima, măi, rău mă doare inima, măi, că n-am ajutor de nimeni, că n-am ajutor de nimeni, că nu i-am soțul pe lume, că nu i-am soțul pe lume. Nu, hai, cică, că ne apucă Sara.
Hai, dați, dragile mele, mai gătați odată să meare la urzit. Mă dați aici să vă arăt eu cum se punea periscitor mai de mult, că voi ziceți că nu știți. Și cât urzăm, dragile mele, la crătință, cât urzăm? Pe o jumătate. O jumătate puneam periscitor și din jumătatea aia ieșe 3-4 crătințe cât e putem face. Păi ia să te văd, Ana Cică, arată mie că eu nu știu, ui, așa la periscitor eu nu știu. Ui așa, fata mea, ție că ți-arăt eu acum cum puneam periscitor și cât numeam o jumătate, de exemplu așa, Ani. Punem așa. Că, dar o lungime de asta, cât e? Doi coți sau un coț și jumătate? Doi. Doi coți. Doi coți. Așa. Nu, uite, așa punem periscitori. Așa odată. Așa. Așa. Când ajungem aici, era jumătatea. Nu, pune mătușă, leagă mătușă semnul. Deci atâta trebuie să urzăm noi. Da. Opt coți, că așa aș scotit, da. Opt coți. Opt coți. Asta era, atâta era jumătatea. No, jumătatea măsorului. Haideți cu semnul la rază și să facem să urzim că ne apucă seara. Nu, haideți. Mișcați-vi totodată. Nu, no, nu, no, nu, no, să nu ni se încurce șirele. Nu, lasă, nu ni se încurce, numai ițele. Dragile mele, eu început culesul cu tractoarele dumneavoastră. Apucata să culegeți ceva? Păi încă nu, că avem treabă cu războaiele acum. Urzitul se făcea de obicei afară, fie pe gardul din curte între două furci fixate la o anumită distanță, fie între doi pomi. Prin urzit, firele de pe mosoare fixate pe alergătoare erau așezate pe o lungime stabilită, formându-se astfel un sul lung, numit și rază. Raza reprezenta de altfel lungimea țesăturii, iar numărul firelor dădea lățimea viitoarei țesături. După ce raza era gata, aceasta era strânsă într-un mod aparte, prin împletitură simplă pe sub mână, pentru a se evita încălcirea firelor de bumbac. Această operație se numea strânsul de pe rază. Cu împletitura asta, femeile treceau la următoarea etapă, și anume învălitul războiului. Doamne, ție-ți mulțumesc! Nu așa. Nu, acum hai să scoatem războiul și să ne apucăm de învălit. Aveți de ghine, grijă, legați ghine fușei, să nu-i se încurce firele. Învălitul războiului sau așezatul razei pe sul se făcea tot afară, însă pe războiul de țesut. Pe sulul din spate al războiului prevăzut cu două orificii se legau două sfori ce trăgeau după ele prin rotirea acelui sul, un fuscel mai gros. Acesta era urmat de doi fuscei mai mici pe care era pusă urzeala încrucișată numită și rost. Firele de urzeală erau trecute printr-o greblă specială ce se folosea doar pentru acest moment. Ca urzeala să fie înfășurată strâns pe sul, celălalt capăt al ei se lega printr-o bucată de lemn de osanie pe care era pusă o greutate. Așa. Acum ne apucăm de învălit. Tragem pe sul. Punem verjele. Hai, mătușă, învârte. Hehe, nu-i învârtită într-una să ni se rupă mâna. Vre chiar de tot să ni se rupă. Pune mătușă verjele să nu se hâiască pe sul, pentru a nu se întrepătrunde straturile de fire înfășurate, pe sub fiecare strat se așezau mai multe vergele. Păi și asta-i de o vreme, de 100 și ceva de ani. Când trăie pe jocă. Lasă mai vie tot, că sul. Bagă la nuiele vere. Tu te știi le ăștia? Mumă, bă, tu ce câte războaie ai pus în viața dumneitale de când țăși? Că nu spui eu că de la 15 ani, de la 10 ani am început să cos. Nu, să vă spui eu când țăsa mama la război. Și câte războaie am început la muieri prin sat. Mama țăsa la război și eu mă punea să îi fac țăi. Și eu cu ochii pe fereastră mă uitam la copii cum se dau cu sania. Și lua mama câte o vergea și mă pognea și eu însărea ochii de pe fereastră iar la țăi. După ce urzeala era gata, războiul era mutat în locul în care femeia urma să țese. Așa. Ce-i asta, mătușă? Asta-i brâgla. Două tălpi, două prinsori, sulul de dinapoi, la prinsoarea din spate iepele, aici ăsta-i sulul de dinăintre,
Astea-s ițele, astea-s brâglele. Asta e băta de la iță. Și ăla-i slobozitorul care lasă, nu lasă sulul să se învârtească, numai când slobozim noi. Și prin ea trece firele. Prin iță, prin spate și după aia legăm la sul. Dacă eu greșesc acum aici, la năvădit, la năvădit, tot războiul până în capăt, toată pânza mere greșită. Înainte de a începe țesutul propriu-zis, femeile se ocupau de neveditul prin ie și spată. Adică firele de urzeală erau legate la două sau la mai multe ițe pentru a fi antrenate în mișcarea de ridicare și coborâre la război. Urma apoi datul prin ițe, adică firele ieșite din ițe erau trecute prin dinții spatei. Treaba asta trebuia să fie făcută de două femei. Una dădea firele din urzeală, iar cealaltă le trecea prin ițe. După aceea venea datul prin spate. Femeile aveau mare grijă să nu rămână vreun spațiu liber între dinții spetei sau să nu fie două fire introduse prin același spațiu. Dacă se întâmpla acest lucru, pânza țesută avea un defect. Acum se fixau și ițele de iepe pentru a se putea schimba poziția lor pe durata țesutului. Apoi spata, completată cu firele de urzeală, era introdusă în brâgle. Legatul urzelii la sulul dinainte marca sfârșitul operațiilor premergătoare țesutului și începutul țesutului propriu-zis. Eu aici țes pânza pentru ie, pole, cămașă bărbătească, chindeu ca să pune în cap la muieri, vine cu sut chindeu la un capăt. Și făcut două fodorele la cap. Pânza în două iță. Se cosă ia în peștemuche. Cămașa iar se cosă peștemuche, scăruță. Eu aici țes material de pantaloni. Ăsta e înăvădit în patruiță, cu zis model de brăduleț. Și forma din patruiță, e forma din spată de 11, e spata și bumbac și batem cu lână. Și facem pantaloni. Așa. Și apoi cum nimerești picioarele iepe cu... Păi nu, te-ai obișnuit cu picioarele să calci așa cum îți vii, nu trebuie să calci, că dacă le obișnuiești... Dacă te uita, nu te uita acolo la picioare, nu mă uit, dar sigur că nu mă uit. Mă uit aici când rostează de mere, cum mere firul. Șurța în patruiță, odată cal pe două iepe, odată pe două iepe, odată cu un picior, odată cu ălalalt. La mine e mai complicat. Ăsta e întorcător, ăsta e găurar, aștea-s brâgle, aștea-s patru iepe. Când se ridică astea două din față, bag culoarea. Acum se ridică una din la mijloc și una din spate și bag bumbacul negru. E firul dinte. Și când se ridică iar astea două din față, îmi vine culoarea. Dacă greșesc cu piciorul,
imediat mere urât aici. Se schimbă modelul. Hai mare, în pătură pânza, să mere să o înălghim. Ai tăiat-o drept? Am tăiat-o drept, frumos. M-am dus, să mere să o înălghim. Dar e albă destul. E, dar dumneata știi că pânza trebuie băgată în apă să se îndesă firul? Păi o băgăm în apă să se îndesă, dar de albă e albă, frumoasă. No, hai mătușă dragă să merem. No, hai să merem. Merem să ducem apă din târnavă acum. Păi merem cu ciubărul. Hai Gheorghe și tu să ne scoți apă din târnavă, că noi nu ne putem apleca acolo. Nu mă încet, mătușă, nu mă încet. Următoarea etapă era înălbitul pânzei. Era nevoie de o apă mai moale, iar femeile mergeau la târnavă sau la un alt râu din apropiere. Banii nu vrem, că ne mai trebuiești. După ce pânza era muiată în ciubăr, femeile o băteau cu maiul, apoi o puneau la uscat. De 3 ori pe zi, timp de aproximativ o săptămână, această pânză era înmuiată în ciubăr, apoi bătută cu maiul și iar pusă la uscat. Doar așa pânza se îndesa și se înălbea. Așa pânza, vezi, e frumos. Foarte faină. Apoi femeile îndreptau pânza cu trăgătorul, un băț de lemn crăpat pe din două și prins la un capăt în care se introducea pânza. Una dintre femei ținea pânza în mâini, iar cealaltă, stând în genunchi, o îndrepta până când nu mai avea cute. Pentru ei punem 3 sferturi de cot, de cot. Aici așa. Așa. 3 sferturi de cot, așa. Astea-s mânecile. Urma măsuratul pânzei. Această operație se realiza cu o riglă de lemn numită cot, care măsura circa 60 de centimetri. Pentru ia cu poale, femeile măsurau 4 foi de pânză de 3 coți lungime, numite stane, respectiv 2 foi în față și 2 foi în spate. Pentru părțile laterale ale iei cu poale, femeile măsurau încă 2 coți de pânză, iar pentru mânecă era nevoie de 1 cot și 1 sfert de pânză. Pentru cămașa bărbatului, femeile măsurau 4 foi de pânză, având o lungime de 2 coți, iar pentru mânecă era nevoie de 1,5 foaie de pânză de 3 coți. Pentru pantaloni sau izmene era nevoie de 4 foi de pânză de 2 coți, iar croiul acestora era realizat de un croitor. Mândruliță ardeleană, oblele, of, țucuzuăchii și-o sprânceană, oblele, of. Una dintre cele mai grele părți era cusutul modelelor pe cămăși. Treaba asta presupunea un efort considerabil, multă îndemânare și multă pricepere. Că ești floare de bujor, tra-la-la-la-la-la-la-i, nu te-ai uita până mor, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Bujor roșu din grădină, hop-le-le-hop, ce l-am smuls din rădăcină, hop-le-le-hop, și l-am dus la mine acasă, tra-la-la-la-la-la-la-la-i, și l-am sădit la fereastră, la 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 la. Acum așteptăm să vie muierile astea să vadă ce am lucrat noi. Dar ori vin? Păi așa au zis că vin. Dacă ți-o promis, trebuie să vină. Da, poftiți! Mi pare foarte bine că vin.
Doamne ajută, dragile mele! Doamne ajută! Poftiți, poftiți! Ce faci, dragă? Am venit și noi cu lucru, să vedem ce să faci. Luați loc la noi! Hai, dați la noi! Doamne ajută! Am venit să vedem ce am lucrat! Să jos, dragile mele! Haide, Ione, stai și Dumitale, jos la noi! Eu v-am chemat, vă văd că ați vin cu lucru, dar eu, sara asta, eu astăzi nu vă las să lucrați, eu astăzi vreau să vă arăt că noi am lucrat, v-ați auzit voi în sat, că noi de câteva săptămâni țeasăm și coasăm. Am lucrat un port popular de piște 100 de ani. Să vă arătăm ce am lucrat noi, am îmbrăcat pe fișorul lui Nanacică și pe noră sa, pe Silvia, cu hainele care le-am lucrat. O să-i chem să vadă, să vedeți voi ce am lucrat. Hai, dar dragă, să vadă lumea ce am lucrat noi. Doamne ajută! Vai, ce Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută! Nu a avut nici mama de bunica mea și mama mea nu a avut așa haine. De unde le-ați procurat? N-o să vă spun eu. Hainele astea eu le-am găsit în lada lui mama Ioană, a lui Vișcu, străbunica mea. Bunica a fost... Mama Ioana a fost născută pe la 1800 și vreo 70. Și după ce a murit mama tână, ca așa îi ziceam, am găsit hainele astea. Eu le-am grijit până acum și m-am gândit să facem un rând de haine, de alea de piște 100 de ani, să vadă lumea din zi de astăzi cum a fost portul nostru acum 100 de ani. Văd că nici tu nu știi, nici Nana Sârvie nu știe, nici și Nana nu știe. Păi n-avem neoleștii, că noi purtăm portul ca pe la Sibiu. Noi nu purtăm portul așa, de vreme. Așa îl purtăm de acum. De 100 și atâtea de ani. Dar ăsta a fost portul nostru adevărat de acum de 100 de ani. Vă place? Ne place. Zice, încolo trebuie să ne facem tâtii câte să ne faci și nouă, Nana Cică. Și eu vreau o șurță de asta și o ne facem, ne adunăm tâtii la o la altă și ne hotărâm și facem. Stare faine. Vă arătăm și faceți. Ne învățăm și noi și facem. Sunteți tinerele. Dar e așa colorate. Nu dacă cu vă tineri acum lucrul ăsta frumos, uitați, ce șurță frumoasă, în culori, nu tă negru, negru, negru. Apă noi acum cred că ne-am împrumutat de la Sibiu, purtăm hainele mai mult alb și negru. Dar să vă spunem noi cum am lucrat și ce am lucrat. Spune, mătușă, ce ai făcut? Toată pânza de ie, pole, chindeu, chimașa, toate le-am țesut eu. Eu am țesut șurță, am patruiță în table, cu mov, am țesut crătința, cu pupi, alea sunt de aște. Întoarce-te, Silvie, să vadă ce crătință am făcut. Vai de mine frumoasă! Am țesut-o și... Ce chindeu frumos și ie frumoasă. Dar să vă spun eu ceva, hainele astea care le-am lucrat noi, astea-s de muiere măritată, că atunci când se măritau fetele și le lua șlaierul de pe cap, nănașa o înfășura cu chindeul ăsta. Și ăsta-i port de nevastă tineră măritată. Deci după ce noi i s-o lua șlaierul de pe cap și n-o mai fost nireasă, o învăluit-o cu chindeul ăsta. În timpul cât am lucrat, am țesut pantalonii în bumbac și bătuți cu lână. Așa se purta pe vremurile noastre atunci, când am fost bătrânii din vremurile lor, păi purtau pantaloni așa cu lână. Dar acum mai de mult, iarna, erau șoareși, dar vara și toamna se purtau pantaloni la dungă și bătuți cu lână. Dar nici eu nu mă las mai spre jos decât muierile astea. Ia întoarce-te, Silvie. După ce o țesut mătușa mare crătința, toate florile și penele și motivele de pe crătință le-am cusut eu cu ață colorată. Așa. Și am cusut și la ei. N-are ce să răzăma, la 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 că nu jură nici boiată, la 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 la, nu mă va să gărămată, la 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 la, nu mă va să gărămată, la 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 la,
Și mai că ta blestemată, la 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 la. Și mai că ta blestemată, la 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 la. Și mă blestemă pe mine, la 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 la. Mândruliță ardeleană, oblele hof, țucuzuăchișo sprânceană, oblele hof. Că ești floare de bujor, oblele hop, nu te-ai uita până mor, la 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 la. Că ești floare de bujor, tra la 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 la, nu te-ai uita până mor, la 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 la. Bujor roșu din grădină, oblele hop, ce l-am smuls din rădăcină, oblele hop, și l-am dus la mine acasă, tra-la-lai, la-la-lai, și l-am sădit la fereastră, la-la-la-la-la-la-la-la. Și l-am dus la mine acasă, tra-la-lai, la-la-lai, și l-am sădit... Foie verde, iarbă deasă, m-a ajuns un dor de casă, de-o fi dorul de la mumă, să mânc calul să-l fac spumă, de-o fi dorul de la tată, să mânc calul să-l fac apă, de-o fi dor de la fraț, să mânc calul printre braț, de-o fi dor de la surori, să mânc calul printre flori, de-o fi dor de la copii, să mânc calul printre vii, de-o fi dor de la nevastă, să las calul să mai pască. În război când am plecat, e pe mine m-a uitat și cu mult s-a mai distrat și pe mine m-a uitat. Transformările rapide la care a fost supus satul românesc contemporan, transformări de ordin social, economic și istoric, legăturile tot mai strânse cu orașul au determinat schimbări profunde în mentalitatea țăranului român. Multe din meșteșugurile artei populare sunt pe cale de dispariție, obiectele produse de acestea nemai găsindu-și locul în viața țăranului român contemporan. Țesăturile de interior, covoare, lepedeie, măsărițe nu mai sunt utilizate în casele noi cu mobilier de factură industrială. Portul popular a fost supus aceluiași proces de transformare și dispariție, fiind înlocuit treptat cu hainele procurate din comerț, așa numitele haine nemțești. Adevăratul port tradițional țărănesc de la Pănade rămâne o mărturie peste timp a continuității elementului autohton pe aceste meleaguri, dar și un reper pentru întregul sat, în special pentru tineri, ei fiind cei care au datoria să nu uite acest element de identitate a satului lor. Neamul tău e de rușine, la 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 la, și mă face și pe mine, la 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 la.